Azi a fost o ședință de guvern cu multe puncte pe agendă. S-a discutat despre programul Prima Casă, despre planuri dedicate tinerilor dezavantajați și despre agricultură. Eu voi termina acum cu prezentarea legată de această ședință a executivului și îl voi lăsa pe ministrul agriculturii, Petre Daia, să vă dea chiar el informațiile. Până la această dată am plătit subvenții la fermieri în valoare de 1.500.000.000. Iar din data de 5 ianuarie avem deja în vistieria țării 664 de milioane de la Uniunea Europeană. Iată drumul bun. A fost prima operațiune a statului în 9 ani. Exact. 6 milioane, felicitări.